Nu știu dacă scrie în Biblie, dar rabinii, chiar să vreie, nu au voie să privească prea de aproape o femeie. Ritual să fie taină pentru învățați evrei, nimeni nu explică dacă e mit sau obicei. De-aia când un rabin cu o doamnă stau, schimbă în vorbiri de șarte, ea la el să uite, însă el să uite în altă parte. La vestitul rabi, Mendel, cunoscut în țara toată, a venit să-i ceară sfat o femeie îndurerată. Gabe, care stă în vestibul secretarului intim, i-a deschis ușa femeii și i-a spus zâmbind: poftim! Rabi, ai milă de Sara, roagă-te lui Dumnezeu ca să se întoarcă acasă Shloi Meblum, bărbatul meu. Îl aștept cu masa pusă, că de 3 luni și mai bine nici nu scriu, știu unde se află, nici nu scrie, nici nu vine. După ce a citit în carte, rabi a zis: Dumnezeu e mare, iar puterea lui divină este fără asemănare. Du-te, Sara, cu nădejdea ca ta rugă-i înțeleasă și să știi că în scurtă vreme Shloi mi va veni acasă. Ce ți-a zis prea înțeleptul? O întreabă la ieșire Gabe blând. A, o spus, răspunde Sara, că o să vină în curând. Poate, să minuni pe lume, zice el cu lenevie. Dacă ți-o zis prea sfântul, crede-l, dar eu cred că nu o să vii. A plecat Sara cu sufletul și cu gândul împăcat. Au trecut 3 luni, dar Shloi Meblum tot nu s-a înapoiat. Tristă, iar s-a dus la rabi. Plânsul abia și-l reținu. Rabi iar i-a zis că vine, Gabi iar i-a zis că nu. S-a mai dus a treia oară, dar consultul a fost penibil. Rabi iar i-a zis că vine, Gabi i-a zis că e imposibil. Și atunci Sara, rabinului, povestește că la tot ce zice dânsul, Gabi se împotrivește. Cum de îndrăznit ai, Gabi, să înjosești pe cuvântul meu? Pentru fapta asta nu știi cât te bate Dumnezeu. Știu eu, preasfinte, că mă bate pentru cele ce spusei. Însă tu te uiți în carte, nu te uiți la fața ei. De-ai vedea și urâtă și ce cârnă și boccie, ei spune și tu ca mine că bărbatul nu o să vii.